Lactarius piperatus sau iuțari. Pălăria are un diametru cuprins între 5 și 15 cm. Este convex în tinerețe, iar după aceea se adâncește. Culoarea este albă total. Lamelele sunt prelungite pe picior, foarte dese și subțiri, albe sau crem în funcție de vârstă. Carnea, la fel ca la rusule, este tare, un pic casantă, rigidă. Și ca metodă de identificare, trebuie să verificăm lamelele. Ia să vedem. Dacă secretă un lapte care trebuie să fie iute, atunci sunt iuțari. Ia uitați ce frumos. Deci iuțarii sunt ușor de identificat. Piciorul este asemănător rusulei. Și chiar și la uscare rămâne albă culoarea în întregime, și pentru consum trebuie să lăsați în apă pentru a elimina acest latex care este iute. Sunt des întâlniți în perioada asta în păduri de foioase. Aici este o pădure de stejar.
Thank you.